Dragii mei confidenți, bine v-am găsit! Sunt Elena Cosma, sunt psihoterapeut, coach și trainer la Centrul Confident. Astăzi vorbim despre motivele din spatele comportamentelor nedorite ale copiilor. Toți părinții responsabili își doresc să aibă niște copii realizați, să ajungă niște adulți de succes, să aibă relații frumoase și armonioase, să le placă ceea ce fac în viața lor și să aibă eventual și prosperitate financiară și satisfacție zi de zi în tot ceea ce fac. Dar, din păcate, nu toți părinții sunt trainuiți la școlile de parenting și probabil că fără intenție ajung să provoace în comportamentele copiilor lor exact opusul comportamentelor dorite, respectiv care să îi îndepărteze de ceea ce își doresc mai mult pentru ei și mai bine. Astfel avem părinții hiperprotectivi care, din dorința de a-i proteja, nu-i lasă să se expune la diverse provocări, să fie refuzați, să învețe singur, să deprindă abilități de a face lucruri manuale, să curețe o legumă, să își pregătească un ceai de teama de a nu se răni sau a nu se arde, sau, din potrivă, sunt părinți care îi aruncă pur și simplu și au în jungla vieții și această concepție că trebuie să se întărească și atunci aleg formula aceea gen te arunc în apă și ori noți, ori te neci. În spatele acestui argument fiind faptul că lasă că trebuie să se descurce, trebuie să fie responsabil și nu merge cu lugu-lugă, că la mine nu a funcționat așa sau pe mine părinții așa m-au tratat și uite că mi-a prins bine. Ei bine, nu se potrivesc toate aceste metode heirupiste cu orice personalitate. Sau un copil care are, încredere să facă lucruri, nu este lăsat de teama părintelui de a nu se răni. Și atunci sigur că îi știrbește din avânt și din personalitate, menținându-l într-o sferă cu multă grijă, nu cumva să pățească ceva. Ei bine, indiferent cu ce comportament nedorit te confrunți în relație cu sau ceea ce nu-ți place la manifestările copilului tău, în primul rând ar fi indicat să-ți pui întrebarea: oare ce din ceea ce am făcut, am gândit sau felul în care relaționez eu cu copilul a determinat la acesta rezultatul pe care eu îl văd și care nu îmi place și care mă îngrijorează? Se spune că ei, copiii, sunt simptomul familiei și practic reflectă toată dinamica pe care o resimt în casă, toate tensiunile acumulate de la toți membrii familiei și practic ei reflectă asta prin comportamente. Ia să vedem ce anume are nevoie fiecare ființă umană, fiecare persoană pentru a se simți bine în viața sa, pentru a se simți fericită, îndrăzneață, să aibă o relaționare bună cu ceilalți, să strălucească efectiv, să îndrăznească, să se arate așa cum este, încrezătoare, îndrăzneață. Să vedem care sunt aceste nevoi pentru o personalitate armonioasă care se simte bine în viața sa. Prima nevoie de bază de pe piramida lui Maslow este nevoia fiziologică sau sunt nevoile fiziologice, cele pe care cel care dă naștere unui copil ar fi necesar să le asigure necondiționat, respectiv să îi asigure hrană, căldură, să îi asigure odihnă și posibilitatea de a respira în voie. Acestea de obicei sunt întrunite. Dar apoi vine nevoia a doua de siguranță, care presupune cerința sau asigurarea
sentimentului de confort, de siguranță, de liniște, da? Copilul să se poată odihni în liniște, să se poată lăsa în voie, știind că cineva are grijă de el și că viața nu este pusă în pericol și se poate juca, trăi și copilării liniștit, altă persoană, adultul, preluând sarcina de grijă și de asigurare acestei nevoi. Mai târziu, când crește, copilul are nevoie să și devine conștient de ce în jurul lui, de persoanele din jur, are nevoie să aibă locul lui, unde să revină constant, are nevoie deci de casa lui, cu familia lui, cu prietenii lui, dintre vecini, din zona în care trăiește, locuiește, de părculețul din spate unde se întâlnește cu copilul, cu copiii sau de școala unde, sau grădinița unde se duce și are o rutină care îi asigură acest sentiment de confort, de liniște, că nu se întâmplă nimic care să-l scoate din viața aceasta care ar trebui să fie fără griji. Apoi avem nevoia numărul 3 de apartenență și de iubire necondiționată. Copilul s-a născut, nu este el cel care a cerut să vină pe această lume, ci cei care l-au procreat sunt responsabili sau ar trebui să fie pentru apariția lui pe această lume. Deci dacă a venit, atunci ar fi de dorit să primească tot ce are nevoie pentru a crește armonios, respectiv să se simtă dorit și iubit și să se simtă aparținând unui grup, unei familii, unei comunități. Acest sentiment de iubire, practic, îl tânjim toți după el, deci toți avem nevoie la orice vârstă. Și ar trebui ca iubirea să fie mereu necondiționată, să nu fie asociată de performanță, de așteptări din partea copilului, pentru că asta nu se mai cheamă iubire necondiționată sau iubire adevărată, ci părintele urmărește doar niște performanțe și îl vede pe copilul său ca pe un competitor care trebuie să bifeze lucruri în viață sau lucruri pentru satisfacerea nevoilor părintelui sau părinților. Da? Sau din grijă prea multă îl duce să facă tot felul de activități uitând să lase copilul să se bucure, să copilărească și să aibă o relație apropiată de la părinte la copil, fără griji, fără presiune prea mare pusă pe umerii copilului. Și nevoia de apartenență, fiecare avem nevoie să știm că suntem altcuiva, că purtăm numele cuiva, că ne tragem dintr-o familie, cine sunt părinții, cine sunt bunicii, străbunicii noștri, care este arborele genealogic, întrucât noi suntem în final rezultatul tuturor personalităților și tuturor transmiterii genetice a fiecărui atom de la străbunii noștri, practic se regăsește o cantitate infimă și în fiecare celulă a corpului nostru. Deci noi suntem rezultatul celor care ne-au făcut și a înaintașilor părinților noștri. De aceea se spune încă la țară, al cui ești tu, maică, sau cum întreabă persoanele în vârstă, da? Și copilul răspunde, sunt al nu știu care. Apoi vine a patra nevoie, nevoia de realizare a stimei de sine. Orice ființă umană are nevoie să fie încurajată, mai ales copiii care sunt mici și atunci li se scrie scenariul despre viață, despre lumea înconjurătoare, ceea ce noi suntem părinții oglinzile lor, cei care le reflectăm, ceea ce vedem și depinde ce fel de oglindă ești. Dacă ești foarte critică și arăți acestuia doar ceea ce nu face bine sau greșelile, îi le scoți în evidență, dar uiți să-l lauzi, uiți să-l feliciți, uiți să celebrezi cu el micile reușite,
uiți să-l încurajezi în micile lui încercări și să-i scoți în evidență rezultatele și practic tot efortul lui să-i lauzi, nu doar finalul, da, produsul final dintr-o creație, de exemplu. Deci dacă uiți să faci toate lucrurile acestea, atunci el va fi afectat și nu va avea încredere în sine. Ei bine, dacă aceste patru nevoi de bază nu sunt împlinite, atunci ne putem confrunta cu tot felul de comportamente ale copilului. Acestea fiind sub formă de mecanisme de apărare și în funcție de personalitatea fiecărui copil, de sensibilitatea lui, fiecare dezvoltă anumite moduri de a face față la ceea ce percepe din partea lumii că vine către el. Dacă vin lucruri frumoase, armonioase, dacă vine iubire, înțelegere, încredere, sentimente de siguranță către el, atunci va dormi liniștit, va fi fericit, va putea să-și folosească energia pentru micile lui proiecte și să vadă lucrurile în perspectivă, să îndrăznească să vadă lucrurile, să aibă încredere, să-și asume activități, da, și să facă față cu bine provocărilor, văzând că nu e nicio tragedie dacă nu ți-a ieșit un lucru și că poți să repeți procesul. Dacă, în schimb, primește doar critică, doar etichete, sunt pedepsiți, sunt, știu eu, sancționați la fiecare pas sau sunt tratați cu indiferență, cu lipsă de atenție, atunci ei se vor simți neimportanți, ai nimănui, neîncurajați și vor dezvolta tot felul de mecanisme. Mecanismele de apărare la care pot recurge inconștient copiii sunt exteriorizarea, și aici avem de a face cu copilul nărăvaș, copilul extrovert care se opune la ceea ce nu primește, da? Deci reclamă, nu-mi dai aia, nu faci aia, dă-mi aia, fă-mi aia, ești o mamă rea, nu știi să ai grijă bine de mine, știu eu, înjură. Deci este vocal, se manifestă zgomotos. Ei bine, acesta este, ca să zic așa, comportamentul cel mai sănătos, dacă putem spune, pentru copil, întrucât ceea ce simte în interior, frustrarea, furia, o manifestă. Și atunci ei trebuie să iei repede măsuri, pentru că altfel se poate lăsa cu, știu eu, consecințe urâte, cum ar fi să lovească copiii, să avem reclamații din partea educatorilor, învățătorilor, vecinilor, diriginților. Deci asta nu poate trece cu vederea și te anunță, te informează că nu e mulțumit și ești cumva obligat să iei măsuri. Apoi retragerea. Dimpotrivă, dacă copilul este sensibil și va percepe realitatea sau ceea ce faci tu ca fiind nedrept sau frustrant, atunci el va tinde să se retragă și va fi vulnerabil să manifeste depresie, să se confrunte cu depresia. Tu nu poți să-ți dai din prima seama și probabil că interpretezi retragerea lui că s-a mai liniștit sau s-a cumințit sau că nu are chef, dar de fapt el este între ale lui și este destul de nefericit. Apoi ne putem confrunta cu regresia. Copilul trăiește la o vârstă la care primea ceea ce avea nevoie, primea iubire, primea atenție, primea complimente, era în mijlocul intereselor tale pe primul loc, dar după ce a apărut al doilea copil, ei bine, lucrurile n-au mai stat așa și atunci copilul poate să fugă într-o
perioadă în care el se, da, și să aibă manifestări regresive, cum ar fi începe să ceară din nou biberonul, să meargă de-a bușile, să scoate tot felul de onomatopee, sunete neinteligibile, imitând scenariul în care era mic, bebeluș. De fapt, poate imita pe cel mic, pentru că el înțelege că dacă ești mic, atunci primești atenție, să mă străduiesc să îi conving pe părinți că și eu sunt mic, deci eu trebuie să primesc atenție. Din nefericire, reacția părinților este exact invers decât ar avea nevoie, respectiv o să fie și mai știu, certat sau pedepsit pentru comportamentul nepotrivit și atunci el pierde timp încercând să se comporte și mai convingător și practic e posibil să se confrunte cu o stagnare în dezvoltarea psihică, mentală, emoțională. Refularea, dacă se întâmplă ca atunci și după ce stă o vreme și le acumulează, să izbucnească și să aibă un puseu din acesta de furie, da, și să amenințe că eu plec de acasă sau eu mai bine nu mă nășteam sau știu eu, bate, lovește, nemai putând să-și gestioneze emoțiile și te miri ce s-a întâmplat. După care putem să ne confruntăm cu proiecția, deci copilul spune că tu ai făcut lucrurile acestea sau celălalt a făcut, da? Deci practic proiectează pe ceilalți ceea ce el nu place la sine. E mai ușor să vezi la celălalt ceea ce nu-ți place și să-l acuzi. Apoi negarea sau anularea, negarea nu eu am făcut, da? Sau pur și simplu uită ca un mecanism de apărare, ceva ce nu poate să ducă, sau minte, păcălește, nu spune adevărul, pentru că dacă nu recunoști sau dacă nu accepti că s-a întâmplat asta, atunci nici nu ai pentru ce să suferi. Da? Și fantazarea când copiii, din cauza realității dure, austere, în care nu primesc atenție, iubire, nu primesc acceptare, nu primesc încurajări, nu au prieteni, nu au pe nimeni cu care să vorbească, atunci se refugiază într-o lume din aceasta fantastică în care își poate rezolva și satisface respectivele nevoi, pentru că acolo în Wonderland este posibil orice. Deci, indiferent cu ce manifestare se confruntă copilul tău, ceva ce nu-ți place, ceea ce nu agrezi, uită-te întâi la tine și încearcă să identifici oare care dintre cele patru nevoi nu-i sunt satisfăcute. E posibil să fie mai multe nesatisfăcute, să fie un cumul de motive de frustrare și în funcție de personalitatea lui să manifeste unul sau alt mecanism de apărare. Așa că dacă crezi că nu te descurci cu comportamentul copilului și consider că te îngrijorează și ar fi ceva de făcut în privința aceasta, este bine să apelezi la un specialist care să vă ajute și care să lucreze atât cu tine, părintele, dar și cu copilul sau cu familia, pentru a identifica ce anume din dinamica familiei nu ajută copilul să fie bine, să fie fericit și să se dezvolte armonios. Îți recomand cursul care se susține regulat la Centrul Confident despre consilierea copiilor și parenting sau cursul în format online pe care îl poți achiziționa oricând dorești și să-l parcurgi în ritmul tău. Îți doresc mult succes în direcția aceasta și te aștept și la alte episoade interesante.